Așadar, în plină criza energiei, autoritățile din mai multe locuri din țară au început să facă economie la iluminatul stradal. Unele primării au oprit complet becurile, altele doar câteva ore dacă nu au scăzut intensitatea. Sunt și orașe unde nu mai sunt iluminate clădirile, așa cum se întâmplă deja și în alte state europene, precum Germania. Primăria din Hunedoara încearcă să reducă factura la energie cu o cincime. A fost oprit iluminatul arhitectural la Castelul Corvinilor și sediile administrației publice și au fost decuplate jumătate din becurile care luminau noaptea străzile. Un stâlp de iluminat va funcționa, un stâlp nu va funcționa. Economia pe care autoritățile încearcă să o facă la consumul de energie electrică înseamnă deja străzi mai întunecate și în Sibiu. Noaptea, după ora 23 și până dimineața la ora 5, intensitatea luminoasă a iluminatului public scade. It's been traveling quite a bit and in Romania is the first place that I've really noticed it. O situație asemănătoare celei descrisă de turiștii străini este la Scoarța, în Gorj. Pe 10 de kilometri, noaptea nu se mai aprinde niciun bec. Iluminatul se întrerupe de la ora 1 la ora 4. În Arad, perioada de funcționare a iluminatului public a fost redusă cu 2 ore. Primarul din sectorul 6 al capitalei se gândește să amplaseze lumini festive de Crăciun doar în parcuri, iar în Sebeș, Alba, patinoarul nelipsit în alte ierni, anul acesta nu va mai funcționa. În alte părți, se folosește tehnologia pentru reducerea consumului. Un sistem de iluminat adaptiv a redus cu 70% factura la energie în Poiana Brașov. S-a creat practic o bulă de lumină sau un sistem de lumină care urmărește subiectul. Doar atunci când cineva circulă, se aprinde un număr de corpuri în față și un număr de corpuri în spate, creând senzația că lumina urmărește subiectul. În alte țări europene, astfel de măsuri au fost luate de guvern. Belgia și Germania au anunțat că iluminatul public va fi redus pe bulevarde după ora 19, iar iluminatul monumentelor va fi oprit.